Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Euro Truck Simulator 2. Romanian Map by Alexandru Tim 0.6 Work in Progress, pentru că încă se lucrează. Plecăm din Luduș spre Reghina astăzi. E acea parte pe care voi nu ați văzut-o nici pe live, nici unde în altă parte, cred. Așadar, astăzi vă prezint, zic eu, o noutate. Așadar, să-i dăm drumul să pornim și să vedem cum ne descurcăm și ce putem să vedem până la Reghin. Din câte știu, cred că trece și prin Târgu Mureș. Hai să vă arăt un pic. Deci suntem aici chiar la intrare în Luduș, încă nu suntem în Luduș, da, trecem prin Târgu Mureș și ajungem la Reghin. O să mai avem o dată Târgu Mureș, Sighișoara, pentru că bucata asta nu am făcut-o, o să vedem pe viitor un episod. Deci astăzi plecăm de la Luduș până la Reghin. Hai să dăm drumul, că avem treabă. Ah, stai așa să pun și aici, uite, la Peco aici ne oprim, da? Noi intrăm chiar în Reghin. Ca să nu bată la ochi. Bun, hai să pornim. E dimineață. 6 și 11 minute, știți că asta e ora când mie îmi place să plec. Un camion privat, Ueda, unul din preferatele mele, ca să spun așa. Imediat intrăm în Luduș. Ce-mi plac mie oglinzile astea de la Scania. Bine, de la modelul ăsta de Scania. Superbe oglinzile, superbe. Ce-am făcut, tăticule. Mamă, dar ce frâne avem. Trebuie să umblăm la setările alea de frâni, că nu prea sunt realiste. Așa gust e prin Luduș pe aici? Las-o încetată, că te doare sufletul după aceea. Las-o încet. Mamă, dar i-am dat un pic. I-am dat un pic. Vă reamintesc că e work in progress, deci încă se lucrează. Nu e chiar varianta finală. Așa că... Ia uite, un indicator căzut acolo. A dat peste el. Ce-ți imaginezi? Ce-ți imaginezi? Îmi place la nebunie. Aparent nu ne dă voie să schimbăm camera. Aș fi vrut să iau un pic... Bine, aș putea de aici. Hai să conducem din nou întru, că aici e mai dificil, văd că
Și nu vreau să fac accident. Nu ne jucăm cu camera 8, că nu reușim. Ce e la radar? Să nu spui că ăla e polițist acolo, stă cu mașina de poliție pe jantă. Da, mă, uite, poliția, mă, ești nebun. Ia uite cum stă rădărelul. Stai, firea albastră să fii, stai. Stai mie să-mi stai. De n-ai mai plecat de acolo până la iarnă. Cum stătea el, auzi? Da. Ia uite altul. Ăsta e locală. Ah, ba nu. Băi, băiatule, uite acolo mașina e băgată în garaj. Jumătate. V-am spus, se lucrează încă, deci nu e... Mai sunt unele buguri. Dar, na, în principiu, să știți așa, mare, cam care-i treaba. Op, ușurel, tata, ușurel. Asta a făcut parte din harta lui Andu, ce s-a adăugat. Înțelegeți? De asta mai găsim unele buguri. Mamă, dar ce vă mai băgați pe banda mea să moară Jana dacă vă mint? Prin Târgu Mureș am fost. Da, pe aici, prin zona asta, sincer să fiu, nu știu, ia uite ce acoperiș acolo. Da, nici indicatoarele aici nu sunt încă făcute, refăcute de fapt, pentru că ele au fost făcute doar că v-am mai explicat și pe live, atunci la prezentare. V-au explicat băieții, de fapt. S-a căutat să nu aibă foarte, foarte mult de modificat după după ce au adăugat harta lui Andu. Încearcă cât se poate, cât se poate de mult să minimalizeze intervenția. Pentru că, până la urmă, omul a muncit destul de mult și amprenta lui trebuie să fie în pe harta asta. FPS-urile sunt, să știți, cu toate că încă mai sunt... Ia uite, bă, dracu, ăla a intrat în porumbă. FPS-urile sunt undeva la 70-80 de FPS-uri. Thank you.
Am ajuns în Târgu Mureș. Am ajuns în Târgu Mureș. E, vedeți indicatoarele astea care strălucesc așa? E, astea o să vină schimbate. La texturi ne referim. Da, știți cum e atunci. Asta era. Acum au apărut ceva mai calitative, mult mai calitative texturile. Plus că mai au și băieții unele texturi făcute de ei. Eu zic că nu e rău. Încă mai trebuiesc făcute modificări, dar v-am spus toate la timpul lor. Cu siguranță Târgu Mureșul nu cred că va fi pe lista update-ului 0.6, pentru că mai e de muncă. Dar v-am spus, eu vreau să vă arăt, să vedeți cam cum evoluează toată treaba și cam ce vă așteaptă. Să mai reglăm camera asta, că vedem că tot o pierdem. Bun venit în Târgu Mureș! Aici o să trebuiască să facem stânga. Mamă, dar ce frâni am pe scăniuța asta! Trebuie să umblu la setări numai decât. Nu înțeleg ce-s cu frânele astea. Nu sunt deloc realiste. Cam înnourat. E, ia uite, mă, ce viteză avea ăla, mă. Ce viteză avea ăla. Mamă, ce găuri pe aici, ești nebun? Ce îmi place chestia asta. Super tare. Aici o companie de încărcare, descărcare. Nu știu dacă recunoașteți zona. Puteți să lăsați comentarii, să spuneți.
Eu am fost prin Târgu Mureș de multe ori, doar că, na, fiind cu mașina mică, nu prea am fost pe unde circulă camioanele. Deci nu prea cunosc prin zona asta. Mă enervează camera asta de trec iar, că tot se mișcă, tot. Mamă, dar ce trafic pe acelea. Hai, cu tata, dă-i. Dă-i, nu-l ierta. Aici știu și eu. Facem dreapta. Oh, ok. Știu pe dracu, m-am vârtit pe Târgu Mureș ăsta, nu mai știu nimic. Nu mai știu nimic, ești nebun la cap. Mamă, dar ce m-am vârtit? Aici e Petromul, corect. Aici e stânga, corect. Da, bun. Bă, băiatule, da, corect. Pe aici am fost. La dreapta, dacă mergi, ajungi în centru. Intrăm pe camera 1, că e mai bine pentru toată lumea. Mi-am luat-o. Mi-am luat-o original, nu așa. Nu mă așteptam. Deși pare că merg regulamentar. Cât am voi fi depășit? Cu 5 km, cu 3, cu 4 km, cât puteam să depășesc? Își bate joc de mine. Mi-a dat amendă, auzi, pentru 3-4 km plus. Da. Am ieșit din Târgu Mureș. Ne îndreptăm către Reghin. V-am spus ce vă prezint aici e work in progress, da? Eu sunt în beta test și efectiv am zis că dacă tot fac parte din beta tester să vă și arăt câte ceva. Așa că tratați ca atare anumite buguri. V-am spus, asta nu e varianta finală, se lucrează. Chiar e să pun ceva schimbat timpul, dar nu. Ce am făcut? A, trebuia să fac eu ceva. Vreau să dau un pic mai pen. Ia uite, bă, poliția. Mamă, ce a făcut ăla acolo? Să bag un pic o oră ceva mai. Op, stai așa că o ia razna asta. Ia mă, oprește un pic așa ușor, mergi încet așa. Păi da. Păi ce facem aici? Ne batem joc. Ia să vedem. Ora 15. Mai multă lumină.
Ora 18. Parcă e altceva. Mă zăpăcește lumina asta. N-am mai umblat la setări. Știți că folosesc și shade și... N-am mai umblat deloc pe acolo. Poate iau iară o amendă. Control vinetă. Mamă, cum stau camerele pe aici. Cum stau camerele pe aici, ești nebun. Iau ce blem. Transportă la. Opa! Ia uite, mă, dracu, a crescut copac în drum. Da. Da. Ok. Voi vă dați seama că nu o să fie și aici făcut așa. Ca talpa gâștigan, cum va arăta toată harta asta? Mamă, nici nu vreau să-mi imaginez. Ce era să-l iau pe ăsta în fălci? Să nu-mi spui că s-a dus dracu traficul. Vedeți că pe aici nici vegetație nu prea avem. Într-adevăr, în zona asta așa sunt casele. Adică ieșite nu prea au gard oamenii prin zona asta. Ia uite, bă. Ia uite ce drop frame aici. S-a dus de la 70 la 35 deodată. Aici e ceva problemă. Ceva nu se pupă. Vedeți? Da. Ia să vedem dacă ieșim cu camera 8. E problemă și cu camera 8. Da. Oricum am ajuns în Reghin. Deci aproape aici sunt probleme. Dar sunt sigur că se vor rectifica și totul va fi ok în viitor. Partea asta chiar nu s-a mai lucrat deloc. Sunt taxați băieții pentru 06. Hai să oprim aici. Sau hai mai încolo, pe dreapta. Sunt taxați pentru 06. V-am spus, partea asta nu o să facă parte din 06. Încă mai e mult de muncă și prioritar
prioritare sunt alte zone. Da, una peste alta, până la urmă, eu asta am vrut să vă arăt, că se muncește, chiar se muncește și sunt sigur că o să iasă un proiect foarte frumos. Mai ales că avem mai nou și o echipă mai mare. Da, păi au mai venit băieți noi, Andu face și el parte din toată treaba asta, așa că tot rămân spre bine. Dragii mei, ne oprim aici așadar, sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți și vă aștept și data viitoare alături de mine. O să mai avem episoade pe parcurs, vedem în funcție de ce mai primim și eu o să încerc să vă mai aduc în fața dumneavoastră conținut din viitoarele versiuni ale hărții. Așadar, nu uitați de linkul din descriere de pe Discord pentru versiunea 0.5, versiune ce este deja de ceva vreme la vânzare, așa că merită atenția voastră dacă vreți să vă bucurați de o hartă 100% românească. Așadar, ne oprim aici. Vă salut, noapte bună!